Vă salut eu, cum să vă salut, domnilor și domnilor, bine ați revenit la un nou vlog, la un nou travel vlog, după cum ați văzut din titlu. Astăzi mergem în Florența, este ora 3:30, suntem pe străzile Clujului, bagajele sunt cu noi și ne îndreptăm către aeroport, mergem să lăsăm mașina în parcare și dăm un update din aeroport de la check-in, așa că haideți cu noi. Și domnilor, am ajuns în Florența după o escală la München de oră și ceva, am pierdut un pic vremea prin duty și am ajuns, este ora 10 fără 20 de minute și ne îndreptăm către hotel și admirăm peisajele de aici pentru că arată ca și cum ar fi desprinse dintr-un film. Buongiorno, doamnelor și domnilor, am ajuns în Florența, ne plimbăm pe străduțile astea de aici, istorice, aș putea spune, și ne îndreptăm către catedrala. De aici din centru bem o cafea, un espresso, până la urmă la mama lui acasă, așa că haideți cu noi. Doamnelor și domnilor, ne-am reîntors din cameră pe străzile Florenței, am băgat un somn mic de câteva ore să ne revenim puțin după zbor, ne-am dat un refresh, ne-am schimbat în haine proaspete și reîncepem plimbarea noastră pe prin Florența. Între timp ne-am decis să facem mâine o excursie către mare, în regiunea Toscana, foarte, foarte frumos, și să închiriem o mașină, un Fiat 500, decapotabil. Încă nu este totul 100%, am fost la Hertz. Și mâine o să rezervăm mașina, ne plimbăm, mergem să mai mâncăm ceva, am mâncat acum o înghețată, așa că haideți cu noi. Buongiorno, doamnelor și domnilor, ne-am schimbat și mergem să luăm mașina cu care astăzi o să ne plimbăm prin Toscana. Așa că, doamnelor și domnilor, haideți cu noi. Aceasta este mașina cu care o să ne plimbăm astăzi pe coasta Toscanei. Soft top deasupra, asta toată se rabatează, se face decapotabilă. Și aici sunt eu, mama mea, cum o să fie, de-abia aștept, haideți cu noi. Thank you.
because usually we serve the wine in the terrace that it's hot, so we play in the fence with the wine a bit more chilled than the perfect. Doamnelor și domnilor, trecem cu mașina pe aici prin orașul Lucca. Ne aflăm în oraș istoric din regiunea Toscana. Nu o să ne oprim pentru că vrem să ajungem la mare, să putem să filmăm peisajele acolo la plajă, mâncăm ceva bun, bem ceva bun. Așadar, o să vă încânt doar cu niște cadre cinematice. Haideți cu noi! Domnilor, ne-am urcat în mașină, suntem decapotați, după cum puteți vedea, ne îndreptăm către Florența, cam asta a fost vizita noastră în Via Reggio, am mâncat ceva bun, după cum ați văzut, o pizza, am băut un aperol și, cel mai important, a făcut o baie absolut revigorantă. Iar acum ne plimbăm pe rivieră, mai tragem câteva cadre, ne bucurăm de mașina asta, uitați la ea, decapotabilă, așa că haideți cu noi. Doamnelor și domnilor, propun să înceapă o nouă zi de Florența, așa că haideți cu noi! Cea mai bună înghețată din Florența se află lângă Hotel Minerva. Haideți cu noi! Doamnelor și domnilor, după cum ați văzut, ne-am luat bilet la galeriile Uffizi pe mâine. Astăzi este luni și absolut tot este închis. Ne-am luat biletul de adult, costă 29 de euro, dar dacă sunteți cetățeni Uniunii Europene și aveți vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, biletul costă 6 euro. Așadar, cum astăzi este închis, ne îndreptăm către Piațele Michelangelo, un loc foarte, foarte frumos din care se poate vedea toată Florența.
piațele Michelangelo, tot urcăm 200 de metri, avem de urcat câteva scări, dar view-ul eu zic că merită. Deci am văzut pe internet, pe TikTok, arată foarte bine. Nu știu dacă am venit noi foarte bine, pentru că peste tot scria că trebuie să vii la apus, însă eu presim că o să prindem oricum un view foarte, foarte bun. Așa că haideți cu noi. Doamnelor și domnilor, suntem în cel mai nordic punct de aici, din Florența. Haideți să vedeți și cea mai frumos view cu orașul ăsta. Seria Auditore, avem un steak, un bistec aia fiorentin, ce se numește, medium făcută, dată aici o lamă imensă. Au, 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 au. După o masă copioasă, aș putea spune, după cum ați putut vedea, am mâncat o vituță corectă în centrul Florenței. Mergem la Gucci Garden, care se deschise până la ora 5 în fiecare zi. Să vedem dacă putem să ne luăm bilet sau cum funcționează pe aici, așa că o să vă țin la curent. Haideți cu noi! Garden. În spate puteți vedea toate Gucci fashion show-urile. Așa că haideți cu noi. Din Florența. Am intrat pentru o slujbă, pentru mesa. Catedrala se află în renovare acum, din câte se poate vedea. Stăm puțin pe aici, mai tragem câteva cadre și haideți cu noi. Io vivo te, nessuna fuente che lo amo. Parola di Dio. Il mondo è questo.